Ce sunt monturile? În limbaj medical se denumite hallux valgus. Ce se întâmplă de fapt? Această articulație este supusă unor suferințe repetate care, în timp, vor produce depuneri de fibrotice și în timp calcifier. Ce ne provoacă aceste traumatisme? Monturile apar din cauza unui dezechilibru. Știm că există mușchi care au rolul bine definit de a ne trage piciorul către exterior, dar datorită inutilizărilor, lipsei contracțiilor la nivelul lor, aceștia aproape că se atrofiază și nu își pot face rolul de a se opune căderii degetului către interior. Și mai mult de atât, dacă adăugăm și acea încălțăminte care este foarte strâmtă, înțelegem că există o șansă foarte mare să apară aceste monturi. Încălțămintea cu toc, de exemplu, e mai periculoasă decât încălțămintea cu talpă joasă? Da, pentru că sprijinul va fi pe alte picior, da. Deci pe partea din fața piciorului. Și mai mult de atât, dacă se asociază alte afecțiuni, să spunem, din gleznă, din genunchi sau din șold, sprijinul poate cădea pe partea internă a antepiciorului, adică exact în zona în care se își formează aceste monturi. În prima fază nu sunt dureroase, dar datorită suferințelor repetate, pentru că suferința asta duce ca o inflamație în acea articulație. Știm că unul dintre semnele inflamației este durerea. Cum putem trata monturile prin fizioterapie? Prin diverse mijloace, cum ar fi laserul sau ultrasunetul sau terapia șocului, putem să combatem durerea apărută. După care, rolul cel mai important fizioterapie ar fi să corectăm acest sprijin pe antepicior, să corectăm un pic aliniamentul în aceste articulații ale piciorului. Odată, prin, noi le numim mijloace de bandajare. Există și în comerț acele depărtătoare care se pun între haluci, între primul deget și al doilea. Uh-huh. Da? Asta este și acesta un mijloc. Și mai mult de atât, să antrenăm musculatura, da? Încât ea să prevină căderea degetului către interior. Putem ajunge la operație în cazul monturilor? Da, în stadii avansate a acestei deviații, dar chiar singura soluție rămâne operația. Și atunci e mai ușor să prevenim la început sau să tratăm fazele incipiente ale monturilor ca să nu ajungem la operație. Ce încălțăminte e recomandată pentru a preveni apariția monturilor? Recomandăm încălțămintea care să nu fie strânsă, sub nicio formă, și recomandăm cât mai mult mersul de sculți.